Nume sonore ale muzicii populare românești se vor reuni din nou pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu într-un spectacol umanitar. Sub genericul Copiii, Bucuria Vieții, evenimentul organizat de Ilie Clement promite spectatorilor și telespectatorilor peste 2 ore de cântece cunoscute din repertoriul mai multor artiști consacrați. Au răspuns invitației noastre cu titlul de gratuitate și vreau să punctez pe această problemă. Toți artiștii care participă la acest eveniment vin fără pretenții financiare. Spuneam că sunt mulți artiști și aș aminti aleatoriu, Maria Loga, Victorița Lăcătușu din Gorj, Elisabeta Turcu din Mușcel, Daniela Cernea din Argeș, Aurelian Preda împreună cu fica sa din Muntenia, Simona Dinescu de asemenea, va fi și Ardealul prezent prin Ovidiu Homorodean, Cătălin Doinaș și Adina Roșca. Va mai fi pe scenă Taraful Domnesc din București, Gelu Voicu împreună cu Taraful Lăutarii din Telorman. Publicul va avea parte și de surprize pe care organizatorul nu a vrut să le dezvăluie. Organizarea spectacolului umanitar Copiii, Bucuria Vieții a fost posibil grație ajutorului ansamblului folcloric Muntenia și a mai multor oameni de bine. Vreau să mulțumesc fundației din dragoste pentru oameni, pentru implicare și în mod deosebit unei doamne, o cheamă Vera Nicolae, care a răspuns propunerii noastre să ne fie alături și cu tot sufletul ne va fi aproape. Din banii încasați în urma vânzării biletelor, organizatorul spune că va cumpăra aparatura electrocasnică necesară desfășurării activității în condiții decente. Într-o vizită la această grădiniță, am rămas surprins când am văzut că acești copilași nu se pot bucura de laptele și cornul, nu că nu ar fi fost pus la dispoziție, ci nu au un frigider în care să fie depozitate, mai ales pe timpul verii. Nu au un calculator, nu au un televizor. Acesta este motivul pentru care m-am îndreptat către această grădiniță. Evenimentul este programat pentru data de 17 ianuarie la Ateneul Nicolae Bălănescu, cu începere de la ora 18. Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar pentru cei interesați să cumpere, acestea se vor pune în vânzare începând de sâmbătă, la sediul Fundației din Dragoste pentru Oameni din strada Gării și la sediul Nova Force din strada Tineretului.